Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar începe deșteptarea. Bună dimineața. Care este cel mai favorabil mijloc de transport în care să dormi? Adică pe care mijloc de transport dormi cel mai... Avionul, de departe. Sunteți niște nenorociți, v-am mai spus asta, pentru că puteți să dormiți în avion. Eu nu pot să dorm în avion. Și vă urăsc Există de tot sufletul când mergem împreună undeva și vă văd cum adormiți în avion. Există și dezavantaje, să știi. Poți să ratezi masa aia delicioasă. Vai de capul meu, ce miserie îngrozitoare. Da, deci există o specie de suboameni care sunt, ar trebui pedepsiți, care dorm în avion. Da. În timp ce oamenii normali se chinuie pe scaunele alea mici, dintr-o parte într-alta, le intră os pe os, nu reușesc să-și găsească o poziție. Înțelegi? Sunt chiar unde aterizează cu ochii roșii, deshidratați, vai de steaua lor, și ăștia doi, doamnelor și domnilor și dragi prieteni, se trezesc, se întind, gata, am ajuns, hai, mergem? Am descoperit că durează mai puțin zborul, dacă... Băi, dar în tren dormiți? Dar și eu mă trezesc deshidratat. În tren n-am mai fost de mult, dar cred că glasul roților de tren merg fiind de bine. N-am dormit niciodată în tren. N-ai fost la... niciodată pe... distanțe foarte... Ai mai mult decât București, Constanța n-am fost. Eu în tren dorm de rup. În tren la cușetă. A, deci aici tu talentul. Da, și în tren normal, că am loc să mă întind. Mm-hmm. Dacă e mai pe seară, așa mai pe nu știu ce, mamă, știi cum mă ia somnic, cum mă pun într-o parte, și iar la cușetă, nebunie. Dar... N-am fost niciodată. Da. Dar aș experimenta, că mie îmi place să dorm în mijloace de transport. Da. Și pe bărcuță se doarme bine. Te leagănă, leagănă. Am dormit. Da. Un scoțian care a vrut să călătorească noapte la vagonul cu șetă, un scoțian care merge cu trenul de noapte, de 15 ani încoace, s-a trezit dimineața și a dat seama că trenul nici măcar nu mai plecase din gara. Și prima mea întrebare a fost, dar ce căuta scoțianul cu CFR-ul? Da, adică, exact. Iar avem știri despre CFR. Da, iată ce spune. De 15 ani, zice dânsul citat de o grămadă de gazete. De 15 ani de când merg cu trenul ăsta și după multe întâmplări bizare, asta e cea mai ciudată. M-am trezit și trenul nu plecase din Glasgow. A stat aici toată noaptea, iar acum ne coboară din tren la 5:30 dimineața în orașul greșit, a scris el pe Twitter. Cred că asta îl deranja, că l-a trezit de dimineață. Păi, a mai fi dormit un pic. Da, mișto că i-au lăsat să doarmă totuși. Adică și scoțienii ăștia. Până la urmă, asta ce este? I-a luat la mișto sau li s-a făcut milă de ei? Deci oamenii s-au urcat în tren, cum era normal în noaptea precedentă, și te duci în cușeta ta, te speli pe dințișor, te bagi în pătuc, tragi pe dreapta și după aia tranca, aștept să se întâmple ceva. A dormit. Nu s-a întâmplat nimic. Pe la 12 noaptea s-au lămurit în gara respectivă că trenul nu o să plece. Din cauza unor probleme pe calea ferată, vreme, chestii, nu știu ce. Și au lăsat în pace. La 5 jumate, domnilor, e vremea să coborți. Am ajuns, nici n-am plecat. Cum e? Cât de tare e? Măcar, uite, oameni de treabă. Întrebarea mea e, a pus să cumpere bilet? Eu cred că le-a dat banii înapoi. Da, da, noaptea de cazare. Asta e altceva. Oricum i-a scos mai devreme. Ce caut nu se face la prânz? Da, corect. I-a scos la 5 jumate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.